Martin Leu în perioada 11 iunie-29 iulie 2021. Împreună cu sfârșitul coridorului eclipselor, ieșind din ascunzătoarea noastră sigură în lumină, planeta activității părăsește casa și semnul închis al racului și intră în leul regal și demonstrativ, în care va rămâne până pe 29 iulie 2021. Pe 11 iunie va avea loc intrarea lui Martin Leu. După o perioadă de activitate văscoasă și emoțională, Martin Leu ne va stimula să luăm măsuri decisive în lumea exterioară și le vom oferi multora ocazia de a petrece această vară cu adevărat strălucitoare. Marte este planeta arhetipală războinică care ne guvernează impulsurile, dorințele, poftele, priceperea fizică și astfel putem simți cu toții atracția către calități asemănătoare leului, cum ar fi expresia de sine și joaca. Leul stăpânește inima și cu Marte în acest semn, cu toții avem potențialul de a fi conduși de dorințele noastre cele mai profunde, centrate pe inimă. Planeta pasiunii și acțiunii active în leu cade în elementul său natal de foc și își dezvăluie cele mai bune calități, atât în chestiuni serioase cât și în direcții mai creative și chiar personale. Marte începe să demonstreze încrederea și carisma inerente leului și susține orice inițiativă care vizează atingerea oricărui scop. Leul este un semn fix și Marte, care trece prin el, oferă tuturor posibilitatea de a se concentra asupra unui lucru și, în special, fără a-și irosi prea mult timp și a-și atinge scopul. De-a lungul acestei perioade vom demonstra tuturor importanța și cele mai bune aspecte ale ceea ce facem. Acesta este un moment bun pentru autoprezentare, pentru a face cunoștințe noi, pentru a începe un parteneriat, pentru a construi relații importante și pentru a întări dragostea. Martin Leu oferă oportunități excelente pentru a ne prezenta în cea mai bună lumină posibilă și pentru a obține succes. Vom reuși mult și vom face impresia corectă asupra celorlalți. În acest sens, apropo, dispune chiar și starea de spirit din mijlocul verii. Martin, energia leului este, de asemenea, totul despre dramă, petreceri și atracție. Toate acestea pot părea mult mai atractive ca niciodată, dar am putea să ne îndreptăm spre partea greșită a lui Martin Leu, regina dramă. Știind acest lucru, ne putem exprima mai degrabă latura mai jucăușă, mai iubitoare de distracție, care nu se oprește atunci când vine vorba de a ne exprima în mod autentic, dar să știm unde sunt și limitele. De obicei, există puține coleziuni și opoziții în timpul tranzitului lui Marte de-a lungul leului. Leul este generos, măreț, îngăduitor și mândru. Cel mai rău lucru pe care îl poate face este să ragă tare. Cu toate acestea, a călca pe orgoliul său încă nu merită. Încercați să acționați regal încet, bucurându-vă de ceea ce faceți. Nu vă grăbiți să întreceți pe cei care sunt prea mult în fața voastră în prezentarea lor, arătați nobilime. Astfel, cei din jur vă vor trata problemele importante cu atenție reciprocă. Perioada va fi foarte favorabilă pentru personalități publice, oameni de afaceri, reprezentanța elitei creative, spectacol și industria frumuseții. Mai ales norocul va însoți semnele de foc. O perioadă bună pentru gemeni și balanță, puțin mai dificilă pentru vărsător, care va avea de făcut alegeri importante. Restului li se oferă posibilitatea de a se relaxa și de a face ceea ce le place. Un avertisment cu Marte în leu ar fi să fim conștienți că vom deveni căutători de atenție și dominanți. Marte este o planetă destructivă, condusă de conflicte, care încearcă să împartă și să cucerească și, cu această energie puternică aprinsă a leului, ne va fi ușor să ne prindem în dorințe. Marte va face trei aspecte majore în timpul său în leu, o opoziție cu Saturn, un careu cu Uranus și în cele din urmă o opoziție cu Jupiter, dar doar câteva ore înainte de a intra în Fecioară, pe 29 iulie. Apoi, de îndată ce Marte își face mutarea în Fecioară, putem începe să ne organizăm ideile creative, visurile mari în planurile îngrijite și organizate și să ne aruncăm în munca grea de a ne atinge obiectivele materiale. Perioada de tranzit a lui Martin Leu este cea mai bună modalitate posibilă de a ne dezvălui latura creativă a personalității noastre și de a ne declara cu voce tare față de această lume. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!